Tot timpul el îmi spunea, copiii sunt la Roma. Înțelesesem că ar mai avea un băiat mai mare. Și în afară de Ana, alți doi copii mai mici. Nu există absolut nimeni. Nimeni. Pentru că singurul copil care poate și a mers întotdeauna la mărunt este Ana Maria. Rosa. Deci nu există alți doi.